Baicu Dumitru, primarul comunei Gârla Mare, a demonstrat că se poate face administrație în folosul oamenilor. Acesta a dat dovadă de un mare interes în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor, astfel încât a pus accent pe domeniul sănătății, transformând vechiul dispensar într-unul cât mai primitor și modern pentru comunitatea pe care o conduce. Primarul localității Gârla Mare, Baicu Dumitru, cunoscut drept un om căruia îi pasă de nevoile comunității sale, a dat startul lucrărilor de reabilitare exterioară a dispensarului din comună. Ne aflăm aici în zona dispensarului uman, la care se lucrează. Sunt lucrări la exterior, la acoperișul clădirii. S-au făcut lucrări interioare la cabinetele medicale. Fonduri proprii din bugetul local era necesar, pentru că fiind făcut prin 60 și ceva, 1960, și s-a deteriorat sigla și era necesar să-i facem un acoperiș și nou, altfel se distrugea și încăperile din interiorul dispensarului. O investiție foarte necesară pentru dispensarul Gârla Mare a fost achiziționarea unei centrale termice. Toată clădirea este acum încălzită constant, iar pacienții și medicii au parte de condiții foarte bune. Investițiile în sănătate sunt esențiale, mai ales în actualul context social. Toți locuitorii comunei Gârla Mare sunt mulțumiți de activitatea primarului, nu doar în domeniul sănătății, ci și în toate celelalte. Aceștia sunt mândri de primarul Baicu Dumitru datorită interesului pe care acesta l-a acordat de-a lungul timpului comunității pe care o conduce.